Salutare tuturor, eu sunt Xlader și bine v-am găsit la ceva foarte, foarte special. De data aceasta o să jucăm X și 0 cu Rafael în CSGO. Cum vine asta, o să vedeți și voi. Practic ne dă X și 0 aici și trebuie să tragem în căsuțele acelea. Dacă nu știți cum e X și 0, trebuie să facem 3 pe linie, ori așa în diagonală, ori în linie. Haideți să începem și noi X și 0 cu Rafael și nu uitați să apăsați butonul de like pentru că mă încurajează foarte tare. Și dacă mai doriți minigame-ul ăsta din CSGO și nu Minecraft. E prima oară când postez CSGO, Rafael, acum, în luna asta. Serios? Deci haide să începem. Nu mai Stai sta așa să-mi pun căștile, Marius, ca să nu te auzi la mine. Pe ochii pe pereți, hai să începem. Și jucăm X și 0, Rafael. Ia zi, dau ready? Da, de ies, trage în aia. Gata. Ok, Să câte aude. ceva, o melodie, your turn. Hai să vedem, Rafaele. E rândul meu? Da. Poți să sting melodia aia? Probabil. Ah, bă, m-ai bătut! Ok, Rafael, te-am bătut. Acum mi se pare că aleg cum să te omor. Choose the killing method. Fii atent, Nu, Rafael. Marius, te rog, nu. Fii atent. Suntem prieteni. Scăzu un tren pe tine? Nu. Ia, fii atent. Ba da. Ia uite. Ok. Ce nemernic, n-am observat. Gata, nu mai bat. Dar de ce pe primul Marius? Așa trebuie. Lock and load. Bă, sting melodia, stai să sting melodia aia, că poate mi-e o copyright, stai puțin. O să mă copyright, e unul care cântă. Lady Music sau ceva gen. Păi nu merge să-l opresc. A, e o voce a unui bărbat, cum să ții copyright. Nu ții pe melodiile, pe music hit-ul și ții pe vocea lui. Gata, hai că s-o opri. A, s-o opri pe dracu. Poate îmi dă copyright, stai puțin. Nu-ți stă, mă, tu n-auzi. Pe unde dracu e, mă? Care o fi? Stai că zic eu. Na, că le luai la rând pe toate. E din Master Volume, dar nu știu care. Master Music Volume, tot se aude, nu e de la Music. Ok, lasă-l așa. Haide să jucăm, Rafaele. Tu pusă-și primă, da? Da. Ok. A, tragi cu pistolul. Dar cu ce credeai că tragi? Ce faci, mă, Rafaele, acolo? Ce vrei să faci acolo, Rafaele? E mămăligă asta, Marius. Puteai să câștigi, fraiere. Nu aveam cum să știi. Cum dacă puneai așa în diagonală aici? Ce prost sunt. Eu nu mai știu să joc, că ești nebun? Ce să fac? Păi n-am știut. Trebuie să tragi la ținta aia. Stai să pun sunetul înapoi că e iurea. Bă, păi deja... am pierdut. Ok, hai. Let's choose the method of killing. Ia să vedem, vezi ce se întâmplă Nu, și iar. Nu văd. acum. Cum veni și aici în reluare, ești nebun? Ce ai făcut, bă, Nu băiatul? știu cum s-au zis. Gata, Marius, acum e. Nu mă mai Hai, bat. mă, Rafaele, bate-mă. Fii atent, când facem draw, trebuie să pui țintele la repede. Am Ok, hai văzut, hai. repede. Hai, acum pune... Eu, tu ești. Ok, eu. De greșeală! Opa, Marius. Bă, da, te ești prostăvară, iar greșești. Face... Bă, oricum am câștigat. Na, orice îi pune, câștigat. Ai dreptate. Nu sunt prostăvan, Marius. Oh my god, bă, Rafaele. Holy shit, mă bătești acolo. Da, cu asta îmi dai în cap? Și ce fac? Choose the killing method. Păi am doar două. Alege una. Molotov sau ce e? Arzi! Arzi în focul Oh my iadului, god, X-Slater. Rafaele. Bă, e interesant jocul, n-ai ce să te 2-1. ce... E E 3-1. cam basic X și 0, nu prea e cum să câștigi. Dar suntem noi prostovani. Interes, e o șmecherie, Rafaele, dar nu știu care. Hai, Rafaele. Este o mămăligă, Marius. Tu Ce chiar se... ai X-ul de la X-Slater. Ce Era se... să fac tâmpenia, Marius. Era să fac lată. Stai că trebuie să mă gândesc unde să pun, că Hai, poate pui... mămăligă, că nu mai... Așa se zice, mămăligă. Nu mai e nimic. Era să pun în col, să pierd iar ca prost. Hai, Rafaele.
Bă, eu am uitat că trebuie să trag în astea. Păi nu-i spuse că trebuie să tragi în aia. Eram cu cuțitul în mână. Hai, nu știu ce se întâmplă. Se va întâmpla ceva urât. Deci le-am murit. Cu bombița. Bă, okay, e destul de interesant, ți-ți place? Da, hai că acum înțeles, te fac. Ok, hai. Mă enervează ăla, cântă ca un căcat. Cu Traviata lui sau ce e aia. Ok, hai să vedem. Hai să vedem. Hopa, sper să nu mă bați așa. Marius. Este șahmat. Cum bă, ce ai făcut? Bă, știe Rafael, ce am făcut? Și cum omor Rafael? Ok, hai să vedem ce e asta. O roată cu țepi. Uuu, șuriken, cine e bă ăla? Nu știu, trecut ceva pe mine, nu văzui. O roată, da, un șuriken. Că nu știu încotro vine. Am câștigat, bă. Let's go, let's go, boys. Waiting for your opponent. Ok, hai. Tu ești primul, că ai pierdut, cred. Aici. Cred că asta e cea mai bună. Dacă... Hai să stau eu. Eu pun aici și e mama liga, Marius. Nu e nicio mama liga, Rafaele. Ba da. Bă, ce rapid e el! El e rapid, bă! Oh, ce se întâmplă? Cade ceva peste tine sau e apă? Oh, nu știu! Mamă, veni extraterestri peste tine, ești nebun? Doar tu vezi, la mine am murit. Veni așa o lumină, știi, bă, ca și cum te-ar lua nava de extraterestri. Din perspectiva, da. Hai, hai, bă, dar numai în mijloc se pune. Da. Ia mă liga. Nice. Cum? Eu am luat pe toate la mine, nu mai era niciuna. Am fost păcălit. La mine nu mai era nicio țintă. Mai cred că a fost puțin lag. Mamă, gusari, ești nebun ea? Cred că a fost puțin lag. La mine erau toate luate. Mă, Rafael, de cât 2-6 scorul. Păi... Hai, că mai jucăm câteva runde. Hai, aci. Ok, iar pui în mijloc, ok? Punem aici. Nu mai vreau mamă liga, Rafael, eu. E GG, Marius. Păi de ce mă e GG? Ba nu e GG. Și cine vei? Ce mă? Ce greșe acolo? Explică-mi. Era în stânga, bă, eu... Păi și am două părți la tine, Rafaele, nu înțeleg, tu ai o tactică. Era GG, Marius. Bravo. Hai, cu trăznetul, te fulgeră. Mamă, ce se întâmplă? O, te-a prilit! Cu trăznetul! Cum se vede, ești nebun. Ce, te uiți tu cu ochelarii puși? A, iată mă, trăznesc pari, ești nebun. A? Hai, chiar rândul, Marius. Fac să nu greșesc. E mamă liga asta, Marius. Bă, dar de unde știi? Mamă ligones. Păi nu mai iese nimic. Oh! Bă, ce retardat sunt. Țip și-o trezești și pe mama, bă, de mă bat. Oh my god, să vezi că o să fii violat de găini. Ia. Am bar. Ce sar găinile, uite-te și nu cu trage furul cu găinile. Doamne ferește. E nebunie. Bă, tu știi cum trage cu găini? Am văzut. Nu, Rafaele, nu de mijloc nou, de nou. Nu de două părți iar. E GG, Marius. Holy shit, cum a păcăliat. Ok, mai am una singură, Marius. Hai să vedem. Ce mă, ai pistol cu apă? Ah, nu. Mă trage aia de acolo. Aha. Le-am deblocat pe toate. Păi tu le-ai deblocat și 4, eu am 7, Rafaele.
Ok, hai să mai facem două runde, ok? Hai, Marius. Foarte atent. Fac aici. Bun. Păi, uite aici. Ce vrei tu să faci acum? Ia mă ligă. Nu mai e unde. Vezi? Bă, câte ținte au fost la tine? Nu știu, 4-5. La mine au fost doar 3. Fii atent cu ce vreau să te omor, Rafaele. Cu asta, îmi plăc cu asta. Fii atent cu ce să te omor. Uite la tunul ăla. Fucking găini, omoară-le! Uite de cu dragi. Mă violează cu cred găini. Cred că e cea mai amuzantă invenție pe care am văzut-o. Cum să tragi cu tunul cu găini? Mă violează cu găini, tu nu înțelegi. Uite, și cum o știi de aici, nebun? Ultima rundă, Rafaele, ok? Da. Hai să vedem. Aici. Iată, facem una interesantă, Marius. Hai să vedem cu muzica asta. Fii atent că face Rafael una interesantă, ești nebun? Fac una interesantă, rău de tot. Sper să-mi fie strike, Slater. Dar e GG. Oh my god! Fatality! Holy shit, n-am unde să mai pun. E GG, Marius. Mă luați din două părți. Bravo, Rafaele, oricum, dar e scorul 8-4 pentru mine. Cu ce mă omor? Omoară-mă cu găinile alea. Să te uiți cum faci. Nu, vreau să cadă pe tine, Marius. Uite-te în cer. Cu trenul? Să vezi tu cum e. Să show de ești de bun. Iteau, bam! Ok, cam atât și cu acest episod din CSGO X și Zero. Alături de domnul Rafael, ne-am distrat. Tic-tac-toe, ne-am distrat foarte mult. Mie mi-a plăcut, să fiu sincer, în afară de reclama asta de aici. Eu n-am. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și vouă și mai vreți mini game-uri în CSGO, mai căutăm și mai găsim destule. La revedere, pa, pa!